Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 29 martie, vibrațiile zilei de naștere sunt de așa natură încât te dau o persoană cu o mare putere a voinței. Ești o femeie cu sânge rece, curajoasă și în același timp cu o natură romantică și sentimentală. Poți fi chinuită de o nemulțumire constantă, nu-ți place să stai într-un singur loc, Ești caracterizată prin relocare și muncă frecvente. Cu multe proprietăți ești înzestrată la naștere, dar multe vor depinde de educația ta, de ce calități îți va da educația, unde vei fi trăit în copilărie și tinerețe, ce bagaj vei fi primite de la părinții pe. Dacă trăsăturile negative ale caracterului se dezvoltă mai puternic, atunci poți fi o persoană arogantă, disprețuind nu numai oamenii din jur, ci și rudele tale. Dacă educația poate întări proprietățile pozitive ale tale, atunci tu vei fi capabilă să creezi condiții proprii pentru tine, îți va fi confortabil în această lume, norocul te va fi însoțit în sfera de afaceri și cea materială, dar totul va depinde de echipa cu care trebuie să lucrezi, deoarece ești uneori prea încrezătoare și nu vezi negativul, decepția trădarea din partea partenerilor este posibilă, prin urmare este necesar să alegi prietenii mai echilibrați, pentru a nu rămâne fără nimic. Tu ai excelente abilități creative, iar dacă le folosești în mod corect și deliberat, vei fi destul de fericită și vei avea succes. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, autosuficiență, activitate, dorința de a fi prima. Ești vegheată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmui perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiunea excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru energie și ambiție. Această planetă este favorabilă pentru actori, profesori, oficiali, profesioniști din domeniul medical. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere, impertinență și lipsa de har ești o femeie a cărei forță este pur și simplu inflexibilă. Spre deosebire de restul berbecilor, ești foarte reținută și rece în afară, ești curajoasă, iar în interiorul tău ești romantică, profund sensibilă. Ești înliniștită, îți plac schimbările frecvente, poți să te muți în mod constant în diferite orașe, să-ți schimbi locul de muncă, Ești condamnată de flagelul nemulțumirii eterne și a căutării a ceva mai bun. Educația primită înseamnă mult pentru tine. Ești slab familiarizată cu oamenii, astfel încât succesul tău profesional va depinde în mare măsură de colegii tăi. Idealismul pătrunde în toate acțiunile tale, precum și o credință fermă în onestitatea ta și în înalta moralitate. Uneori această simplitate se transformă în fanatism orb devenind extrem de enervantă, cu o educație sănătoasă vei prefera să trăiești conform principiului nu judeca și nu vei fi judecată. De regulă, la o vârstă fragedă, ar fi trebuit să-ți fi formulat pentru tine însă conceptul de viziune asupra lumii care rămâne neschimbat pe tot parcursul vieții. În același timp, trebuie să-ți fi dat seama de rolul tău în această lume. Tu vezi viața ca pe un proces metodic, fără compromisuri? urmând calea personală dorită, deși pot să ai rezultate strălucitoare în activitățile tale, tu nu ești deloc zadarnică și nu ai nevoie de recunoaștere publică. O asemenea modestie este deseori recompensată prin numirea în funcții superioare și responsabile. Dacă se întâmplă ca abilitățile și succesele tale să rămână nerecunoscute sau pur și simplu neobservate, vei încerca în continuare să lucrezi în domeniul ales și să găsești fericirea și satisfacția în familie, să-ți dezvolți hobby-urile și interesele. Tu iubești confortul și toate plăcerile vieții, dar adesea te confrunți cu pericolul de a fi pierdut în labirintul propriei tale lumii interioare sau sub influența emoțiilor distructive întunecate. Dacă ești una dintre cele foarte intelectuale, ești de încredere și devoțională, dar cele cu o educație scăzută pot te diferi -ă dare și pot continua să-și atingă obiectivele prin metode meschine. Acestea din urmă pot fi sfătuite să învețe cum să-și gestioneze temerile și inclinațiile paranoice, dacă doresc să obține succes fără a pierde titlul de persoană. Indiferent de cele spuse mai devreme ești o prietenă și un partener foarte bun. Având multe calități atractive, ești iubită merituos. Tu aparții grupului rar de oameni care știu să râdă singuri, ironia vieții este clară pentru tine ca pentru nimeni altcineva, apropo, doar câți va pot scăpa de atenția ta, deoarece ești extrem de atentă și vezi societatea prin toate acestea, ar trebui să recunosc faptul că nu numai că remarci neajunsurile și defectele în alții, ci le vezi în tine însă, -ți. chiar dacă trești departe de casa ta părintească, tu nu uiți niciodată rădăcinile. Viața ta poate fi înconjurată de ziduri vechi, prieteni din copilărie și amintiri sentimentale. Nu ești similară cu alți nativi din Berbec având astfel de calități, noblețe, încredere, curaj, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura te ești optimistă, generoasă și risipitoare. Preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spune adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 29 martie soarta Ești foarte atentă și prudentă. Tu calculezi cu atenție toate opțiunile disponibile înainte de a merge la o problemă. După ce ai întâlnit un rival legal, te simți îmboldită de respect față de el și arunci trucurile obișnuite. Tu ești incapabil organic să trădezi și nu vei lăsa niciodată un prieten în necaz, respectând codul tău neoficial al onoarei. Ești încrezătoare în principiile tale morale înalte și încerci să obții perfecțiune și mai mare, uneori punându ți credința în evaluarea altora, ceea ce nu adaugă popularitate. Căutarea constantă a idealului poate ajunge la gradul extrem de supărare și plictisală, provocând o reacție negativă față de interlocutori, deși uneori reușești să înțelegi că impunerea opiniilor tale asupra altora nu va conduce la nimic pozitiv, iar starea bine stabilită a lucrurilor nu se schimbă într-o manieră atât de simplă și de nesuferită. De obicei ideile pe care le-ai învățat din copilărie rămân neschimbate pe tot parcursul vieții. Aceste lucruri te ajută să-ți ocupi locul în societate și să adopți o poziție adecvată. Tu avansezi spre obiectiv îndeplinindu-ți meticulos toate acțiunile planificate în mod punctual, bifând ceea ce s-a realizat și trecând de la următoarea etapă planificată. Ești lipsită de vanitate, iar faima lumii nu este scopul existenței tale. Cu toate acestea, tu realizezi un succes extraordinar în activitățile tale, îndeplinindu-ți sarcinile și îndatoririle nu din teamă, ci din conștiință. Modestia și lipsa de ambiție evocă simpatie din partea șefilor, determinându-i să aprecieze meritele tale. În cazul în care zelul tău trece neobservat, aceasta nu este o mare lovitură pentru vanitatea ta și tu continui să-ți faci treaba fără plângere. Tu îți vezi misiunea într-o viață de familie fericită și poți fi complet mulțumită de ea. Dacă ești singură, făcând de lucrurile preferate, compensezi nevoia ta de autoexprimare. Iubești confortul și relaxarea, dar riști să te încurci în propriile tale concepte de viață și principii morale. Poți fi dintre cele destul de oneste și decente, dar cu toate acestea, în această zi se pot naște exemplari opuse care sunt capabile să recurgă la metode juridice și să se opună conștiinței lor pentru a-și atinge obiectivele. În acest caz, va fi necesar să determine ce este mai important pentru ele în această viață, câștig material temporar sau ceva veșnic și neschimbător care va rămâne cu ele în orice situație. Poți avea mulți prieteni și cunoștințe și te poți bucura de iubire universală. În familie, găsești o cale de ieșire din toată energia necheltuită și sentimentele neconsumate. Ai un simț al umorului suficient de dezvoltat pentru a te distra de tine însă îți. Motivele foarte ascunse ale acțiunilor altora le citești ca o carte deschisă. Dragoste și compatibilitate. Uneori, două dorințe opuse se trezesc în tine, dorința de a-ți păstra independența și, în același timp, de a câștiga sprijin. Intimitatea este importantă pentru tine, dar prefer să fii singură decât cu persoana care te face nefericită. În dragoste, ești pasională și grijulie, dar vei reflecta mult timp înainte de a intra într-o relație serioasă. Ai nevoie de o persoană în care poți avea încredere, un partener inspirant care poate să trezească ce este mai bun în tine perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt, deși în orice combinație a acestor cupluri ambii vor trebui să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cuvărsător, Balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul, unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, în ceea ce privește munca poți fi foarte viclană și alunecoasă. Tu te gândești multă timp pentru strategia ta, privind situația pe toate fețele. Nu îți place să trădezi sau să intri într-o situație dificilă, acestea fiind de lucruri neobișnuite pentru tine. Prin urmare, vei ajuta mai întâi ca să scapi de probleme și, dacă te vei decide astfel, vei rupe orice comunicare, fie că este vorba de un prieten sau de un partener de afaceri. Tu te simți ca un aristocrat și crezi în onestitatea și noblețea ta, așa că te comporți în acest fel. Se poate întâmpla să devii plictisitoare sau fanatică, dar mai desaderi la principiul de a nu condamna. Tu nu ești susceptibilă la slavă. Popularitatea ta nu înșală. Ești chiar destul de modestă, ceea ce de regulă este observată de autoritățile care te promovează adesea. Tu nu ești ambițioasă și, în lipsa unei creșteri în carieră, preferi o familie sau hobby-urile. Sănătate și boli. Prin natura te ești destul de sănătoasă, chiar poți fi invidiată, dar având o natură sensibilă, ești predispusă la defăimări și depresii nervoase. Ar trebui să eviți grăsimea excesivă, alcoolul și medicamentele, drogurile, deoarece toate acestea reprezintă o amenințare la adresa ficatului și a vezicii biliare. Ar trebui de asemenea să ai grijă de carile dentare, deoarece tu reacționezi la influența lunii, sunt posibile tulburări hormonale, mai ales la ciclu și la premenopauză, în mod tipic. Prezența unor astfel de probleme poate fi ghicită pe expresia feței tale și în special a ochilor. În timpul momentelor de stres, participarea celor dragi poate oferi ajutor și sprijin neprețuit. Exercițiul moderat te va ajuta la menținerea unei forme sănătoase, dar efortul excesiv este complet inacceptabil. Pentru a evita problemele cu ficatul și rinichii, este util să bei zilnic cel puțin un litru de apă pură destinul și norocul. Vibrațiile zilei de naștere sunt de așa natură încât dau o mare putere a voinței. Ursitoarele te-au înzestrat cu sânge rece și în același timp cu o natură romantică și sentimentală. Viața ta va depinde de bagajul educațional din copilărie, de educația dată de părinți, iar ulterior de alegerile tale. Nu există niciun fel de limite pentru tine. Dacă dorești să faci o carieră, să fii fericită și să ai un cămin confortabil, le poți avea pe toate. Sfaturi pentru tine Punctul tău slab este instabilitatea în fața gândurilor negative care te pot te lipsi de pace și bucurie. Trebuie să înveți să-ți controlezi temerile dacă vrei să rămâi vrednică de idealul tău aristocratic. Nu impune celorlalți sistemul tău de credințe. Nu toată lumea este de acord cu tine. Ferește-te să stârnești antagonisme. Străduiește-te mai mult pentru a realiza ce ți-ai propus. Nu neglija importanța ciudățeniilor caracterului tău. Ele te pot ține pe loc. Nu te complace în această situație. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse, ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atrage deja toate lucrurile vii, atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu. În caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby? ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.